Vă propun să facem o paralelă între învățătura norului necunoașterii și învățături similare din Ortodoxie. Voi încerca să fiu foarte... să le explic. Sau mai bine să scot în evidență câteva asemănări pe scurt pe care am întâlnit citind norul necunoașterii. Ca cititor de tratate de spiritualitate creștină răsăriteană, dincolo de titlu și de această expresie a norului necunoașterii, de Cloud of Unknowing, care cumva dorește să-l amintească de acel, cum spunea Dionisia Rupagitul, ton gnofon tis agnosias. Deci dincolo de titlul și de repetata întâlnire în textul, în paginile acestui tratat de mistică occidentală, acestei expresii, care devine cumva, am întâlnit de foarte multe ori, un fel de leitmotiv, pe lângă distincțiile întâlnite, firește, și până la urmă sunt firești, pentru că tradițiile de viață contemplativă s-au dezvoltat de-a lungul timpului în bazine de spiritualitate cu accente diferite. Am fost plăcut impresionat să găsesc, de exemplu, acum revenindu-mă la metodologie sau la metoda prin care modul de viețuire contemplative, faptul că întreaga creație trebuie trecută în uitare, să existe un nor, spunea necunoscutul autor, un nor de uitare să se afle în spatele celui care dorește să ducă o viață contemplativă, un nor de uitare a tuturor celor care sunt, au fost și vor fi. Lucrul pe care l-am întâlnit la... aminteam mai devreme de câteva variante prin care mi-a fost înrăsărit, transmisă metoda de rugăciune neîncetată. Și prima lui pseudo Ioan Gură de Aur spune așa că trebuie lăsat de toate în urmă, trebuie părăsit gândul, gândul sau amintirea oricărui lucru, fie el cel mai cuvios sau cel mai de dorit și părut folositor și orientat atenția contemplativului către rugăciune și către Dumnezeu. Și aceasta, așa cum spunea și cum spune în paginile norului de necunoaștere, nu prin intelect, cât prin acea suliță cu care trebuie să împungem în norul de necunoaștere, suliță cumva a iubirii. Prin iubire trebuie să tindă omul și reușește să tindă, pentru că prin minte, cel mai presus de minte nu poate fi cunoscut sau văzut sau accesat. Un alt lucru care m-a impresionat a fost acela că varianta de viață contemplativă pe care o propune este aceea, și de fapt nici nu afirmă că nu există o altfel de viață contemplativă, autentică, decât în biserică, deci în spațiul eclezial. Nu propune o mistică solitară, în afara comuniunii frățești în Hristos, ci în Hristos, și orice, tot cel care ar încerca să se aventureze în mod solitar în asemenea experiențe, s-ar putea păgubi profund. De aceea, tot în spiritul și al tradiției răsăritene, chiar recomandă un povățuitor celui care dorește să deprindă această viață cu adevărat de dorit și poate, dacă este să mă leg acum un pic de cuvinte găsite în spiritualitatea răsăriteană, poate meșteșugul îndumnezeirii. Numit astfel. Multe mai sunt. Mă întorc acum la finalul cuvântului la expresia norul necunoașterii. O expresie valorificată, o expresie potrivit unor comentatori ai corpusului dionisian, expresie
creată de Dionisie Areopagitul, preluată, cum spuneam mai devreme, în repetate rânduri de către autorul Norului Necunoașterii, dar cumva valorificată în multe ipostaze în alt fel și poate v-aș, la finalul cuvântului meu, aș căuta să vă incit să, ca în lectura dumneavoastră a Norului Necunoașterii și după aceea poate reușiți să citiți teologia mistică lui Dionisie Areopagitul, să vedeți și asemănările, să căutați și asemănările, dar și distinția în sensul înțelegerii și înțelesului acestei expresii, anume Norul Necunoașterii, la misticul autor al cărții de față. Acest nor este prezent de la începutul parcursului mistic, dar la începutul vieții contemplative. Este un nor situat, spune adesea, între mine și Dumnezeul meu, sau între tine și Dumnezeul tău. De când la Sfântul Dionisie îl întâlnim nu între contemplativ și cel iubit și de dorit, adică Dumnezeu, ci cumva în acest nor se sărășește Dumnezeu și asemenea lui Moise în Sinai și contemplativul este menit să intre în acest nor în care se sărășește Dumnezeu. Ar fi interesant. Poate și am putea discuta altă dată, cu altă ocazie, despre modul interesant cum valorifică această, cum valorifică autorul Norului Necunoașterii această expresie prin care dorește în repetate rânduri să exprime un adevăr profund pe care l-a valorificat într-o manieră diferită, nu contrară, dar diferită. Mulțumesc! Mulțumim, Părinte!